O familie din localitatea Schitu Golești, sat Lăzărești, a fost la un pas de a-și pierde locuința din cauza unui incendiu izbucnit în podul casei. Norocul a fost că proprietarul a fost acasă și a simțit miros de fum. Când a ieșit afară, a observat că podul casei era inundat cu fum. La fața locului s-au deplasat două echipaje cu două auto speciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD de la detașamentul de pompieri Câmpul Lung și un echipaj al poliției. Detașamentul de pompieri Câmpul Lung a fost solicitat să intervină la un incendiu în comuna Schitu Golești, Lăzărești. Ne-am deplasat la locul intervenției cu două auto speciale cu apă și spumă și un echipaj SMURD. Sosiți la fața locului, am constatat că la un imobil podul era inundat cu fum, a ars aproximativ 8-10 metri pătrați pardoseală din lemn în interiorul podului. Nu au fost probleme deosebite, intervenția s-a desfășurat bine, incendiul a fost stins în limitele găsite. Flăcările au distrus 8 metri pătrați de pardoseală de lemn din podul casei. Cauza probabilă a incendiului a fost coșul de fum deteriorat care a aprins o grindă.